În România, oamenii muncesc mai mult pentru a-și cumpăra ceea ce alții pot obține mai ușor. Vorbim despre un gadget nelipsit din buzunarele a milioane de cetățeni. Însă, oare cât de mult trebuie să muncească un român pentru a-și cumpăra un telefon de ultima generație? Telefonul inteligent este cel mai de succes gadget din România. Peste jumătate dintre români au cel puțin un smartphone pe care îl folosesc în diferite moduri, iar acesta poate costa chiar și 5.000 de lei. Adevărul trist este că un astfel de preț îl pot plăti puțini oameni din România, încât ceilalți ar trebui să muncească luni întregi doar pentru a strânge acești bani. Un român de rând nu-și permite și asta e un lux. Deci dacă ai și-ți permit, poți. Dacă nu, te limitezi în ce ai. Îți folosesc abonamente, rate, e mai simplu. Da, normal. Dar nici în rate nu e simplu, pentru că nu trebuie bani de căldură, nu trebuie bani de mâncare. Deci trebuie să faci în așa fel încât să folosești banii unei trebuie, unei mai important. Și diferența de salarii, deci nu se pune problema, deci se vede destul de clar. Cine cu minimul pe economie și-ar permite un smartphone de 20 de milioane? Sub nicio formă. Nicio formă. Deci, cu minim pe economie nu-ți permis să mai strict necesar. Cât trebuie să muncească un român pentru a-și permite un smartphone? Depinde. Un telefon la 15-20 de milioane? Credeți că își permit cei cu minimul pe economie? Nu toată lumea. Unii își permit, alții nu. Dar trebuie să muncească vreo 3 luni de zile să poată să pună deoparte ceva. Conform unui studiu, pentru a-și permite un smartphone, românii trebuie să muncească de 8 ori mai mult decât elvețienii. Ce e prețul ăla? 20-30 de milioane. Da, 4-5 luni, dar numai pentru el. Nu mai vorbim de celebra firmă de telefoane, unde prețul unui astfel de gadget poate ajunge și la 3.000 de dolari. Aceste dispozitive reprezintă un lux pentru români, în special pentru cei care sunt plătiți cu salariu minim. Nu mai vorbim de pensionari, care preferă să rămână cu vechiul telefon pe butoane.